Fundația de dezvoltare locală Speranța din Târgu Neamț a organizat Ziua Porților Deschise, prilej cu care toți cei care vor trece pragul acestei instituții vor putea cunoaște activitățile care se desfășoară aici, dar și obiectivele și problemele cu care se confruntă această instituție. Programul acestei zile se desfășoară între orele 9 și 15 și include vizite în atelierele de terapie ocupațională ale centrului și activități comune cu beneficiarii noștri. În principal, invitația s-a adresat școlilor, elevilor școlilor generale de pe raza orașului, pentru că în acest fel considerăm noi că înfăptuind și un act educativ, contribuim la acceptarea și integrarea în comunitatea persoanelor cu dizabilități. Nu este prima dată când copiii răspund invitației noastre și participă la astfel de activități în cadrul atelierelor. Împlinim 9 ani de activitate, 9 ani frumoși, zic eu așa, cu bucurii, cu satisfacții și cred că cea mai mare satisfacție este aceea că am reușit să asigurăm această sustenabilitate a centrului, în ciuda tuturor dificultăților și a problemelor financiare, a crizei economice și poate și a mentalităților diferitor oameni sau autorități. Este mare lucru și cred că cel mai bine ar fi ca acești beneficiari să spună ce înseamnă pentru ei acest centru. Tot cu acest prilej, în luna octombrie a acestui an va avea loc un concurs aflat la a treia ediție, concurs adresat adolescenților, dar și tinerilor adulți cu deficiențe intelectuale, ce se va desfășura la Suceava. Concursul este organizat de Fundația Jérôme Lejeune din Franța, în parteneriat cu Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Suceava. Concursul vizează tinerii cu dizabilități intelectuale din România. Participanții pot fi beneficiari cu vârsta peste 14 ani. Tema concursului, de fapt, este Europa cetăților și palatelor, în care trebuie să realizăm un afiș, trei țări europene și să alegem palatele și, sau cetățile prin care să le exemplificăm în funcție de perspectiva noastră. Nu neapărat o harta Europei, cum este ea clasică, o găsim în toate mijloacele de comunicație. Care este perioada concursului acesta? Concursul se va desfășura în data de 2 octombrie la Suceava. Concursul constă în realizarea unui afiș a cărui temă este concepută pentru a scoate în evidență cunoașterile și preferințele în materie de țări europene. La finalul acestuia, echipele declarate câștigătoare se vor întâlni la Bruxelles.